Mi-am adus aminte că acest poem a apărut în sufletul meu în momentul când am auzit că a început o arestare masivă anii aceia, în 48, primăvara, a început o stare masivă de arestări și foarte mulți tineri sunt din nou arestați, așa cum fusesem și noi în 1942-43, în timpul regimului Antonescian. Și am și văzut o parte din acești tineri veniți în închisoare și am avut o stare de transpunere în momentul în care Mântuitorul le spunea ucenicilor: priviți că holdele sunt gata de seceriș. Aceasta a fost starea care a declanșat, pe urmă, tot acest poem. Și o să-mi permit să vi-l recit. Vă rog. Te Deum, ca bobul din spic te-ai copt cuvântule în holda neamului. Și așteptăm doar ziua hotărâtă plinirilor, plinirii în veșnicie. Ne bucurăm când secera e aproape și ne plecăm cu spicul greu de roadă pe mâna îndemânatecă și bună a îngerului rânduit să adune din cele patru margini ale lumii în jitnița stăpânului doar greuri. Prescură vrem să fim. Belșug de dar, pe masa sfântă a punerii înainte, frângerii ne dăm. O sfântă liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ne-ai dat să-ți aducem prin har. Luați, mâncați, căci suntem astăzi în trupul lui Hristos, flămânzilor împărătească hrană. Se frânge și se împarte, se risipește și nu se desparte. Stăpâne, în iubirea ta, neghina arde în focul propriei osânde. Da. Mai doriți să ne recitați ceva? Da. Vreau să vă recit un poem. În iarna lui 1963-64 am fost izolat la 1 decembrie 1963 într-o celulă ghețoasă cu lanțuri de picioare și cătușe la mâini și am fost scos la 1 martie 1964, deci 3 luni de iarnă, cu mâncare, așa cum se dădea pentru perioada de izolare în condițiile acelea, o ceașcă de terci la 3 zile. Mai fusesem izolat 7 zile, 14 zile în toamna aceea. Crăciun avea intenția să mă lichideze, având în vedere că el îl lichidase și pe fratele meu, Alexandru, care făcuse parte din grupul de rezistență în munții Trascăului cu grupul maiorului Dabija. Primele 2 săptămâni mi-a fost foarte greu, deși eram obișnuit cu formele acestea dure de sancțiune și mă rugam tot timpul, dar simțeam usturimea, durerea lanțului, a frigului,
fiindcă știam pe de rost, toți învățasem, toți știam acatistele, psalmii, pasagii întregi sau evanghelii întregi. Tot timpul eram în rugăciune și în această recitare continuă a Cuvântului Sfânt. După două săptămâni, n-am mai simțit nimic. Și am început să am o stare de bucurie, de satisfacție, de completă degajare de ființa mea. N-aș fi vrut să schimb cu nimic starea aceea. Nu mai eram conștient de valoarea timpului. Sezizam din când în când că a venit acel polonic de terci, îmi dădeam seama că au mai trecut 3 zile, dar câte în total, nu eram capabil să fac socoteală și nici nu mă interesa. Câteodată îl vedeam pe milițian la vizită, aveam impresia că vorbește cu mine și aveam impresia că și eu îi răspund, dar ce vorbeam cu el și ce spunea el, n-am știut niciodată. O singură dată mi s-a părut că mi-a zis ceva la care eu am râs, am zâmbit și el s-a supărat. La un moment dat am simțit din nou suferința. Și deși vroiam să nu mă prăbușesc, simțeam că trupul se prăbușește. Sufletește nu vroiam să cad. Parcă am strigat, Doamne, Tu vezi că nu mai pot. Și nu mai știu ce s-a întâmplat. După un timp, am simțit că împrejurul meu parcă dansează cineva. Și vrând să văd ce se întâmplă, am deschis ochii, dar nu vedeam decât până la înălțimea genunchilor. Împrejurul meu erau numai cizme de ofițer și cineva vorbea. Era un grup de ofițeri și cineva întreba, de când este aici? Asta am înregistrat. Am înregistrat și răspunsul ca ton, ca timbru. Și am recunoscut timbrul lui Crăciun. Dar ce a spus, înțelesul răspunsului care l-a dat, nu l-am. Și iarăși am căzut în stare de inconștiență, dar parcă eram într-un somn, așa, nu aveam nicio stare așa deosebită. Și iarăși am auzit la un moment dat, scoate-i lanțurile și dur la celulat. Și după câtva timp am simțit că cineva mă ia la subțioară, așa cum e un snop, și m-a scos afară și în aerul de afară, am intuit, am perceput că cel care mă duce era un deținut de drept comun, un zdrahon, m-a dus la fierărie, mi-a tăiat lanțul, mi-a scos cătușul și revenindu-mi m-a ajutat să mă urc pe scara zărcii în celula din care plecasem și unde, la data plecării, erau 4 sau 5 dintre camarazi. Când m-am întors, n-am sezizat decât 2 figuri, 2 numai erau, Mare Gheorghe din Constanța și Dinescu Ștefan, tot din Constanța, aviator. Și milițianul a zis, aveți grijă de el să nu moară. Și a închis ușa. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat, dar când m-am trezit, mi-au spus cei 2 camarazi, într-adevăr numărăște, erau inginerul Mihailescu din Brăila, plecase între timp, fusese fapt, și ceilalți nu mai știu cine erau, mi-au spus că am dormit 3 zile și că data la care m-au adus era 1 martie. Deci 1 decembrie 63, 1 decembrie 1 martie 64. 3 luni de zile. Ei bine, mi-am revenit foarte repede,
în starea aceea, aproape am rămas însă cu o senzație permanentă de rece la deasupra gleznei. Asta m-a făcut când m-am eliberat, ca întâlnindu-mi cățelandru acasă cu lanțul de gât și vrând să-l mângâi, chiar în timp de ceasul va, când am pus mea pe lanț, senzația de rece și de înlănțuire mi-a venit, m-a trecut ca un fior prin tot corpul și uitându-mă la cățel, i-am desfăcut lanțul și i-am zis, du-te și tu ești liber. Noi suntem niște ticăloși. Toate le-a făcut Dumnezeu libere și noi pe toate le înlănțuim. Ca o stare a situației de atunci, m-am trezit în suflet cu această, cu acest poem pe care i-am zis celulă de pedeapsă. Pe care o recit. Licoarea suferinței se prelinge în mine, o travă dulce, sfântă, în lujul de cucută. Bojogii se fac roșii și scui pe rând afară, bănuți rotunzi de aur cu care cumpăr ieftin un strop de raze în ceruri, doi pași de rai în țară. Și ochii se fac galbeni cu ceară picurați sau vineți câteodată ca unghia strivită. Ficatul când se umflă, când se usucă încet și inima se joacă de alergata în cerc. Și scârții de oase cu zornăi de lanțuri se amestecă într-un cântec cu armonie gravă și pedalată lungă. Și adorm lipit de zi. O, ce sfânt e visul acesta! Ce taină crește în zid de crapă de lumină, lumină izvorând! Serafice cântări mă însoțesc în sfere pe trepte de lumină în nesfârșit urcuș. Și crește în adormire un trup sfințit în mine, ca în Lazar putrejunea se face monastire, și fiecare rană e o boabă de rubin, iar lanțul se preschimbă în ochii de heruvimi ce leagănă în cruce Hristoși în răstigniri. Și limba amuțește, căci ochiul vede în sine o lume fără nume și mai presus de minte, ca în dimineața sfântă când roa învierii scălda în bucurie piciorul Magdalenei. O, ce sfânt e visul acesta! Dar ce mistrie sfântă mă adaugă în zidire, ca Ana în uimirea suirilor pe schele? Ce taină ascunde zidul crucificării mele? De crapă de lumină, lumină izvorând golgotelor din mine, Iisusul meu prea blând. Ce sfânt e visul acesta, divinul și pământul îngemânate în mine. De ce dorm, banditule, te învăț eu mintea cuș? Răsună prin vrizetă un glas de căpcăun și cad din reverie în cuptorul cu tăciuni. Mai ai 3 luni de zile de acum înainte-i bine? O, să trăiți, domn șef, e bine, foarte bine. Ce dulce va fi visul încă 3 luni de zile. De-ai ști, poate ai veni alături de mine. Tâlharule, nu ți-e rușine? O, tâlhăresc, domn șef, în codri de lumină. N-ai vrea să tâlhărim un strop și pentru tine? Pentru mine? Da, cred că ți-ar face bine. Banditule, păstrează-l pentru tine. Și scuipă-te de cerul în scârpă printre dinți. Rămân cu visul meu
încă 3 luni de zile. Și crește în adormire un trup sfințit în mine. Ca în Lazar putrejunea se face monastire și fiecare rană e o boabă de rubin, iar lanțul se preschimbă în ochi de heruvim ce leagănă în cruce Hristos și în răstignire. Ce taină ascunde zidul crucificării mele de crapă de lumină, lumină izvorând golgotelor din mine, Iisusul meu prea blând. O, ce sfânt e visul acesta, divinul și pământul îngemânate în mine. Prolog. Altă poezie, da? Nu, prologul părintelui. A, prologul părintelui. La cartea pe care a scris-o dumneavoastră și care se numește? Im pentru crucea portată, da. Și care cred că o să apară conform promisiunii. La editura Gordian. La editura Gordian, dar cel puțin la începutul martie sau poate, eu știu. Cel târziu? Nu, că dacă e prea târziu, îmi retrag manuscrisul. Așteptam cu nerăbdare această carte. Și nerăbdarea mea s-a umplut de bucurie. Aproape toată literatura memorialistică ce s-a scris până acum, prezentând conflictul dintre mișcarea legionară și cele 3 dictaturi, carlistă, antonesciană și comunistă, are un caracter oarecum unilateral. Toate lucrările prezintă suferința fizică și morală, cu biruințele și înfrângerile inerente luptei, oprindu-se în special la aspectul exterior, politico-social și mai puțin la cel spiritual propriu-zis. Singură carte a lui Dumitru Gheorghe Bordeanu atacă o problemă specială și anume consecințele căderii din har a luptătorului creștin legionar, incapabil la un moment dat să depășească ultimul stadiu al suferinței, mlaștina deznădejdii. Iar cartea lui Nicu Popescu Vorcuta, un legionar la cercul polar, ne pune în față actul supraviețuirii prin credință în gulagul sovietic. Și cartea lui Dumitru Bacu încearcă o analiză a fenomenului Pitești din punct de vedere psihologic. El însă face un studiu, nu o mărturisire. El este un observator din afară. Dar iată că ceea ce aduce nou, exprimând întru totul autenticitatea spiritualității legionare și întregește această frescă apocaliptică a veacului 20, este surprins în lucrarea lui Virgil Maxim, Im pentru crucea purtată. Ideea care străbate de la un cap la altul această lucrare este asumarea conștientă a suferinței ca mijloc de purificare și oferirea acestei ființe purificate lui Dumnezeu ca jertfă de ispășire pentru păcatele neamului. Prin această generație de mistici, mișcarea legionară s-a apropiat sau poate chiar a atins linia de viață spirituală la stadiul propus de Sfinții Părinți din veacul de aur al Bisericii. Dar, de data aceasta, pustia este realizată în temniță sub lovituri de bici. Prezentând în câteva capitole, mai mult schițate, personalitățile acestei forme de martiraș, Traian Trifan, Marian Traian, Angel Papacioc, preot Vasile Serghe, Valeriu Gafencu, Constantin Oprișan și alți dăruiți de Dumnezeu cu harul mărturisitorului creștin legionar, între care foarte mulți tineri proveniți din școala frăților de cruce, Virgil Maxim, în smerenia lui, ni se prezinte doar ca un mic și neînsemnat hagiograf care a primit poruncă nevăzută să înscrie în veac un semn de laudă și mulțumire pentru darul de a fi fost contemporan acestor încercări prin care a trecut neamul românesc. Și semnul înscris este într-adevăr un im pentru crucea purtată. Preot Ioan Negruțiu.